Cvintet despre meseria dorită, resurse educaționale deschisă pentru clasa 7 -a la disciplina consiliere și dezvoltare personală. Ce este un cvintet? Cvintetul este o poezie cu cinci versuri în care primul vers este format din cuvântul care definește tema, adică un substantiv, al doilea vers este format din două cuvinte care pot fi adjective, care să arate în sușirile cuvântului tematic. Al treilea vers este format din trei cuvinte, verbe la gerunziu, care se exprime acțiuni ale cuvântului tematic. Al patrulea vers este format din patru cuvinte, ce alcătuiesc o propoziție prin care se afirmă ceva esențial despre cuvântul tematic iar ultimul vers are un singur cuvânt, care sintetizează tema poeziei. Astăzi te invit să realizezi un gvintet despre meseria pe care dorești să o practici în viitor. Astfel îți vei da seama câte lucruri cunoști despre acea meserie. Mai devreme ne-am amintit regulile de realizare a unui gvintet. Pentru a le reține, le poți nota în caietul tău. Pentru a-ți fi mai ușor, vom compune împreună primul cvintet, apoi va fi rândul tău. Pe postitul din partea dreaptă sunt notate cuvinte care ne vor ajuta să realizăm un cvintet despre meseria de pompier. Te rog să te gândești cum aș putea realiza cuvintetul folosindu-mă de acestea. Primul vers este substantivul care denumește persoana care practică meseria, adică pompierul. În cuvintetul tău vei, vei scrie ceea ce-ți dorești tu, avocat, inginer, profesor, tâmplar, mecanic sau orice altceva. Pentru al doilea vers trebuie să ne gândim la două adjective care denumesc însușiri ale pompierului. Aici avem tolerant și dedicat. Tu te vei gândi la alte caracteristici potrivite meseriei dorite de tine. În al treilea vers, ne gândim la verbe care definesc acțiuni pe care le realizează cel care profesează. Pentru a le așeza corect în gvintet, e important să fie la gerunziu, adică le adăugăm la final înd sau ind. Adică verbele noastre a acționa, a implica, a ajuta, devin acționând, implicând, ajutând. Următorul vers este construit dintr-o propoziție. Te vei gândi și tu la o propoziție cu patru cuvinte care să exprime ceva despre meserie. Pentru cuvintetul acesta, eu m-am gândit că pompierul luptă pentru a salva. Urmând ca ultimul vers să fie un cuvânt care sintetizează, adică apare ca o concluzie a poeziei. Astfel, eu am obținut Gvintetul. Pompierul, tolerant, dedicat, acționând, implicând, ajutând, luptă pentru a salva vieți. Acum este rândul tău. Notează în caiet, pe primul rând, ceea ce dorești să devii. Următorul vers, două caracteristici însușiri potrivite pentru meseria dorită, apoi trei verbe la gerunziu ce exprimă acțiuni care sunt importante în acea meserie. Al patrulea vers, o propoziție din patru cuvinte care exprimă ceva esențial sau important despre meseria dorită de tine, iar ultimul vers. Un cuvânt care apare ca o concluzie a gvintetului tău. Cu siguranță poezia ta este una reușită. Prezintă tuturor gvintetul tău. Astfel, puteți afla unii de la alții aspecte interesante despre diferite meserii. Dacă dorești, poți să realizezi și acasă câte un gvintet despre meseriile părinților tăi.